Bună ziua, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Suntem alături de bunicuța și de bunicu aici și bună aici. Ziua, dragi prieteni. Fiți atent că aproape de un an de zile moșul nu mai conduce. Dacă a fost bolnav, dacă a fost operat, ba de aia, ba de aia. Uite la cula volan, om bătrân, uitați-vă, de 80 și fără ceva de ani, uite cum conduce. E fain. Și ne ducem cu el la cumpărături, că nu sunt copii acasă. Copiii sunt plecați. Da, prieteni, și mergem să facem niște cumpărături, să luăm niște boabe pentru... Să iau un sac de boabe pentru porci. Pentru porci, piață. Pentru găini. Nu mai ne băgăm în piață, du-te, ce să iau din piață? Poate vrea să iei roșii. Lăsă că vedem, întoarcem, tot pe aici adăm. Aia tot pe aici mai tot, vedem. Tot să dau prin piață în sără. Ia-mi așa verdeața, ha? Să cumpăr un pui, să mănâncă moșul și ia... Ce trebuie pe acolo, pe la Penny? Ce găsim și noi la... Am plecat la cumpărături. Toți trei! Să vă uite, pe aici face străjile și pe la noi, pe unde trece morți, nu le face. Uitați-vă și dumneavoastră, uite. Uite strada cum a făcut. Și cum o face. Moșul nu prea... Mai mâna așa cum mâna el odată. Păi nu prea mai știe. Când a luat permisul, l-am dus la Banal, la Timișoara. Da. Încet, moșule, încet. Încet. Încet și bine. Lasă, că moșul știe. Hai, hai. Hai, moșule, hai. Ne ducem turnul acolo unde a fost discoteca. Lasă că la anul vă aduc eu, vă plimb eu la anul. Da, mă plimb eu la anul, Doamne. Doamne Dumnezeule, lasă să dea Dumnezeu să ne plimb, maică, să ne plimb sănătos. Încet că vin mașinile. Vă plimb, vă plimb. Încet, încet, moșule. Lasă moșul, lasă bunicule să treacă toți mașini și... Hai, acum, acum moșule. Gata, vrei. Acum, lasă. Moșule, iau înainte la discoteca aia. Mergem la discotecă, nu mergem întâi la Penny și după. Lasă, a. Hai de la Penny. Hai de la Penny, hai. Hai moșule. Trage o colea așa lângă asta așa. Ori trage o colea, lasă aici. Așa. Hai la Penny să vedem ce luăm. Hai la Penny, Ivani. Nu vii. Nu mai scoboară el, lasă-l. Ia și Ivane, ia dimineața mă băgai la porci, mă băgai la păsări, le-am dat apă, le-am dat boabe. Nu știu dacă avem nevoie să filmăm. Lasă că închizi telefonul că intrăm înăuntru. Hai, închide-l. Hai că închide. Mai în ce vorbim aici, că n-avem voie. Am luat, ne ducem acasă, am plecat acasă. Bunicuța a gata, și-a făcut cumpărăturile, cred că nu pot să filmez. Hai, trebuie aici. Nu pot, nu vede lumea. Și cred că aici o să pun stop. Hai că revenim de afară, prezic, am ajuns la casă. Eu ce mă, ce-a fost aici? Taione, dar și la mine. Hai de chit. 10 lei kilogram. De taione, s-o sacca cea mare. Ce găini, prezic, am revenit, am făcut cumpărăturile aici. Am făcut cumpărăturile, le-am pus toate la port bagaj, le-am pus, atât am luat de mult. Am luat de 2 milioane, cât fac, mă, cum să le zici? De 200 de lei. De 200 de lei. Am luat și boabe pentru porci, am luat și de toate pentru porci. Nu am putut să filmăm în magazin, că n-aveam voie să filmăm. Apoi nu ne lasă, nu ne lasă româncile. Și da, aia e româncile. Nu ne lasă româncile, nu ne lasă. Acum ne ducem acasă. Acasă la domiciliu. Hai. Ce, Ioan, încet?
Nicol, înveți pe mușul să conducă? Bă, dacă eu și am 2-3 litere de carte, eu îți arătam că luam permis. Da. Bă, nu vezi că săracul nu mai știe să conduce? O iei pe aici, mușule, acum, direct, a? Lasă-mă. Pe unde-a luă, o să o ia. Lasă încet. Lasă cu ultima încet, mașină. Încet, că sunt mașini multe. Sunt mașini multe. Vine de la Italia. Nu te băga, că uite, vine, gata, uite. Vine repede, nu te grăbi. Încet, mușule, încet. Încet. N-așu tu. Nu știu, oare, soile. Nu mai adică e tati camera, vă dau la imanci. Dicta s-o pe coadă, e coadă lungă. Până la lung cabanului. Mașini, nu te grăbi. Hai că se termină imediat, așteaptă. Ce să termine, uite ce sunt. Stai că mai sunt 4-5 mașini. Sunt. Lasă încet. Nu avem unde să ne grăbim, că ajungem. Nu avem unde să ne grăbim. Mergem acasă și gata. De ce? Că mortul la biserică îl duce săracul. Las. Da. Ia uite, când ieșim aici în răscruciurile așa pricăjite, cum zice Leo. Acum poți să te duci. Aici stă fata lui bunicul și-a prietenii. Aici stă fata mea. Fata ta. Fata mea, fetița mea. Fetița ta, micuț. Fetița mea. Dar e fata mea, tu ești nepot? Da, e fată. Da. Făcută de glasul meu. Am ajuns acasă. De când suntem plecați, maică-lică, de azi dimineață? Da. Le dau boabele jos, o dau la porci să mănâncă. Boabele le dăm acum, trebuie roaba. Mi le pui pe umăr mie. Da, că poți tu să iei. A, ce să fac? Gata, prietene, am revenit. Cum zici eu bunicul tău ăsta, că nu fac nimic, auzi? Că bea prea mult. Bea. Aoleo. Moșule, deschide porcabajul. Gata, am ajuns pe acasă. Să-ți dau coverzile jos. Poftim? Coverzile. Hai, dă-mi le. Ia, stai. Bă, dar tu s-a dus sără cartofii cu curul în sus. Aoleo, până mai am fost atent la ei. Ia uite. Ia uite. Haide, Nihai, vino și ajută-ne. Hai, ia scoverzile, domnitoare, ia. S-am adus de toate. Am fost acum fără turtul, n-ai fost cu mine. Hai că mai revenim, prieteni, că trebuie să ieși. Uite ce luai. Ne-am revenit, am făcut cumpărăturile, cum am spus, am cumpărat 2 pui, am cumpărat niște oase afumate. Le-am pus să fierbe un pic așa, să iasă sare. Le-am pus să fierbe aici, puțin. Ia dă-l în gură, Denis, să ia dă-l. Și bunicuța aici se pregătește să ne facă o mâncare din aia delicioasă, foarte bună. Mă aștept să vine bunicul tău, dar cred că ajung și la Craiova astăzi, dar cred că nu mai avem timp. Ce faci până la Craiova? La târgul de Crăciun? Să fac o ciorbă, ha? Să mă duc, chem la târgul de Crăciun. Te duci la târgul de Crăciun? Altă treabă n-am de misă, doar la târgul de Crăciun. Doar la târgul de Crăciun. Îmi treabă. Că mă duc până acolo. Să? Ce să fac la târgul de Crăciun? Ziceți voi, ce să fac eu la târgul de Crăciun? Pune un pui, nu pui două. Dar ce pui frumos, vai! Dar sunt frumoșei. Mie nu prea-mi plac. Da, nu. Apoi așa nu-ți place ție. Ție nu-ți place. Ce-ți place ție? Să nu fac mizerie. Numai carne de oaie. Te-am făcut curat după ce se intri în bucătărie. Numai carne de oaie. Să nu fac mizerie, bunica. Ia uite. Vai, e frumos, uite ce frumos e.
Da, uite-te. Gras, uite, are untură. Are untură, uite. Cine pui? Pui. Pui morți. Chiar că morți. Morți, adevărat, chiar că morți. Am văzut ceva seara cum ne umflau găinile aia care stau umflate. M-am uitat la ele. Nu sunt frumoasele. Pune și tu apă. Nu mai pune apă, lasă să tai puiul, să fac treabă. Scuzeați acolo coșul de gunoi, de ce ne-am noi? Acolo ne punem noi gunoiul, da. Fac puiul să fac treabă, că vin copiii pe drum. Vine și mamica voastră, vorbi la telefon. Vine. Trebuie să găsește de mâncare și șorbița așa acrișoară. Mama voastră să mănâncă și ea, sărăcuța de ea. Trebuie să mănânce și ea. Dar cum să facem? Face o mâncare bătrânească așa cum gătea mama mea. Și soacra mea. Îl pui pe tobunico. Abo, acum ce vrei să fac? Suntem mulți. Să aduc ceapă să toc, a? Ha? Ceapă. Aduc ceapă. O ceapă? Da. Aduc ceapă, are. Acum în cea mai latină aia. Bunicul tău să pune politicul ăla să apuță toate cuțitele. Că tăiem porcii zilele așa și... Ne trebuie cuțitele a cuțite. Unde pisicul ăla să mănâncă asta? Doarme. A? Doarme. Mănâncă și el. Mănâncă gura și el și el ceva. Păi dai așa, nefriptă, ne... A? Eu dai așa, crudă. Dar cum să-i dau? Să iau foc în tigaie? A? Cam da. Hai măi, măi, măi. În tigaie nici aia mai face. Să foc eu pentru pisicul vostru. La tigaie. Altă treabă n-am. Ia zi, Ion. Nu știu. Hai, prieteni, că revenim. Da.